Bună ziua tuturor! Conferința de presă de astăzi este ocazionată de bilanțul nostru la câteva zile de aplicare a prevederilor Ordonanței 30/2020 și 32/2020 privind acordarea de către Guvernul României a unor fonduri pentru acoperirea șomajului tehnic în această situație deosebit de dificilă pe care o traversăm. Vom avea conferințe de presă periodice pentru ca opinia publică să primească direct de la noi, de la instituțiile responsabile, cele mai complete și adecvate informații pentru a se putea pregăti în continuare și pentru a avea o imagine clară asupra situației din acest moment cu privire la aplicarea măsurilor guvernamentale în sprijinul angajaților, a antreprenorilor, a celor care lucrează în întreprinderi individuale, a celor care lucrează în regim de PFA, pe care, așa cum cunoașteți, le-am pus la dispoziție în această perioadă. Suntem într-o situație dificilă și înțeleg ca ministru al muncii să fiu deosebit de implicată în procesarea tuturor informațiilor care ne vin de la solicitanți, astfel încât acest sprijin pe care guvernul Ludovic Orban l-a acordat chiar să ajungă la oameni în cel mai scurt timp și să le primească angajații, respectiv cei care lucrează în alte forme de muncă. Este o situație pe care nu avea nimeni cum să o pregătească, fiind unică, și ca atare luăm măsuri pe marginea tuturor semnalelor pe care le primim și aș vrea să vă mulțumesc și cu această ocazie pentru toate semnalele pe care ni le dați. Scopul meu este ca banii alocați de guvern să ajungă cât mai repede către cei care au nevoie de ei. Aceste măsuri pe care guvernul le-a luat și care sunt primele măsuri de sprijin pentru românii greu încercați de criza actuală generată de epidemia de coronavirus, se adresează celor care lucrează în forme legale, se adresează celor care desfășoară activități afectate în mod evident de efectele acestei crize. Prin urmare, și eu și colegii mei, care vor lua cuvântul în continuare, vom insista pe faptul că aceste măsuri se adresează celor a căror activitate a fost închisă ca urmare a deciziilor autorităților, respectiv a fost afectată în mod vizibil de efectele crizei pe care o traversăm împreună. Avem o estimare de 1 milion de persoane care ar putea fi beneficiarele sprijinului nostru în aplicarea prevederilor ordonanței cu privire la șomajul tehnic. Ne așteptăm să primim deopotrivă solicitări și din partea celor care lucrează în alte forme de muncă, ceea ce ne arată că în acest moment economia României și resursele publice sunt într-adevăr încercate, dar, bineînțeles, ele sunt chemate să ajute pe români atunci când ei au nevoie. Dacă angajatorii, vorbim despre ei, sunt inima economiei, din punctul meu de vedere, angajații sunt oxigenul și avem nevoie să-i sprijinim exact atunci când ei au nevoie, pentru că tot împreună cu aceștia vom reporni motoarele economiei și de aceea insist în toate comunicările mele publice pe faptul că angajatorii, deosebit de strâmtorați în această perioadă, angajatori care au ridicat o afacere prin resursele proprii, prin fondurile personale, cu multă muncă și cu multă asumare, trebuie să înțeleagă că atât de greu este pentru dânsii cât este și pentru angajaților. Și dacă va merge afacerea lor în continuare, va merge în măsura în care angajații vor fi apți de muncă și gata să reia activitatea după ce această criză va trece. Vreau să evit situația în care oamenii vor rămâne fără nicio formă de venit. Vreau să știți că primesc mesajele dumneavoastră. Efortul pe care guvernul Orban îl face este tocmai pentru a preîntâmpina aceste situații. Cu siguranță avem nevoie de solidaritate. Toți avem nevoie să dovedim această solidaritate prin sprijinul pe care trebuie să îl acordăm celor pe care ne bazăm ca să scoatem România din situația delicată în care se află și odată ce criza trece să repornim motoarele economiei. Din punctul meu de vedere, fiecare solicitare este foarte importantă. Fiecare dosar, fiecare cerere, pentru mine, înseamnă o familie care, dacă rămâne fără venit, este într-o situație limită. Îi rog pe colegii mei să vă prezinte pe scurt situația aplicațiilor, situația cererilor depuse până în acest moment. Cereri au fost primite chiar de marți noapte din 31, au fost procesate cu repeziciune pentru a putea fi procesate și plățile în zilele următoare și de aceea vreau să-i asigur pe toți cei care ne trimit aceste documente că în măsura în care ele sunt complete, în măsura în care ele sunt conforme cu realitatea, oricât de simplu
a făcut guvernul această procedură, în măsura în care ele sunt corecte și plățile vor fi efectuate cu repeziciune, astfel încât să puteți beneficia de fonduri în consecință. Declarația pe care o depuneți este pe proprie răspundere. Plecăm de la premise de încredere. Vreau să cred că în acest moment toți suntem conștienți că acest sprijin trebuie să ajungă la oamenii corecți, la oamenii care într-adevăr sunt afectați de criză. Dacă există alte probleme sociale, atât guvernul cât și autoritățile locale, cele care cunosc cel mai bine comunitatea, cele care știu care sunt oamenii fără nicio formă de venit, cele care știu care sunt oamenii greu încercați în această perioadă din diverse alte motive economice, mai puțin cele generate de criza de coronavirus, vor trebui să se implice la fel de mult pe cum o face guvernul pentru a putea veni în sprijinul oamenilor din comunitățile noastre. Primele măsuri ale guvernului își arată astăzi primele efecte, așa încât îi vor ruga pe colegii mei, secretarul de stat Alin Ignat, cel care coordonează activitatea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, să vă prezinte situația privind primele solicitări de fonduri adresate de cei care lucrează în alte forme de muncă, mai puțin contracte individuale de muncă, întrucât despre cei care au prezentat lista salariaților angajați prin contracte individuale de muncă suspendate și înregistrate drept șomaș tehnic, vă va vorbi secretarul de stat Victor Picul, președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Pentru noi, situația pe care o vedem în registrul electronic de evidență a salariaților este prima oglindă a stadiului în care în acest moment se află România activă. Este România celor care au decis să-și suspende contractele și care au nevoie de guvern. De aceea, secretarul de stat Tudor Polac, cel care coordonează activitatea Inspecției Muncii, vă va face o informare la zi cu privire la situația contractelor suspendate. Aceste informări vor fi periodice pentru ca românii să știe care sunt în acest moment principalele provocări pe care le avem atât în piața muncii cât și în economie în general. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că un guvern și o administrație trebuie să fie alături de cetățenii ei atunci când aceștia au cea mai mare nevoie. Ministerul Muncii răspunde de tot ce înseamnă politici de sprijin pentru angajați. Sunt gata ca împreună cu colegii mei să facem proba acestor atribuții pe care le are Ministerul Muncii, concretizând printr-un sprijin imediat acordat românilor care ne solicită acest lucru. Trecem împreună prin această criză și vă asigur că puteți conta pe noi. Îl rog pe secretarul de stat Alin Ignat să vă prezinte situația solicitărilor depuse la agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, după care Victor Picu pe cele depuse la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Profit de ocazie să reamintesc care sunt obligațiile pentru a putea accesa aceste fonduri. Pentru persoanele care lucrează în alte forme de muncă și care se adresează cu cereri către AJPIS, ele vor fi adresate agențiilor județene, cele în cadrul județelor în care aceste persoane își desfășoară activitatea. Toate solicitările se adresează electronic. Toate solicitările sunt pe proprie răspundere. Se completează o cerere și o declarație pe proprie răspundere care face dovada faptului că respectiva entitate a fost închisă ca urmare a deciziei autorității, respectiv are o activitate afectată de efectele epidemiei de coronavirus. Nu adresează această măsură situația celor care își înregistrează acum diferite tipuri de contracte în vederea beneficierii de sprijinul guvernamental. Nu spun că trebuie să ne întoarcem cu spatele față de acești oameni, spun doar că măsurile pe care noi le-am adoptat în aceste zile se orientează către cei care au o activitate afectată de situația prin care trecem. Nu în ultimul rând, pentru cei care lucrează prin contracte individuale de muncă. Și aici procedura s-a simplificat. Cum știți, nu mai este necesar certificatul de urgență. O simplă cerere și o declarație pe proprie răspundere, dar o declarație care se semnează sub sancțiunea codului penal în măsura în care informațiile nu sunt corecte. Se depune către fiecare agenție județeană pentru ocuparea forței de muncă în care angajatorul își desfășoară activitatea. Fondurile vor fi trimise în cel mai scurt timp, deși cadrul legal ne vorbește despre 15 zile de la primirea documentelor complete, noi vom face toate eforturile să le primiți cât mai repede. Fondurile se trimit angajatorului și voi explica de ce am avut această opțiune. Pentru că ne dorim ca angajatorul să fie cel care păstrează legătura cu angajații.
subliniez nevoia de a reporni motoarele economiei pe măsură ce această creștere, pe măsură ce trecem de această situație, și creșterea economiei României se bazează pe colaborarea dintre angajatori și angajați, și ca atare ne dorim ca, deși perioada fiind dificilă, între angajați și angajatori să nu se piardă legătura, de aceea fondurile se trimit prin intermediul angajatorului către persoanele aflate în șomaj tehnic. Voi reveni în final cu câteva concluzii, îi rog pe colegii mei să vă prezinte situația de la acest moment. Te rog, Alin. Bună ziua! Voi face câteva precizări în legătură cu activitatea pe care Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială o desfășoară în aceste zile în legătură cu măsurile de sprijin pe care Ministerul Muncii și Guvernul Orban le acordă prin Agențiile Județene de Plăți și Inspecție Socială. În primele zile de depunere a solicitărilor pentru aceste tipuri de indemnizații, s-au înregistrat în total 22.000 de cereri, peste 22.000 de cereri. În prima zi vorbim de peste 6.000 de cereri, iar în data de 2 aprilie și astăzi până la această oră, câte 8.000 de cereri în fiecare zi. Din acest total de 22.000 de cereri, aproape 50% dintre ele se referă la persoane fizice autorizate, fiind din partea unor persoane fizice autorizate. Cele mai multe cereri s-au depus în București, iar pe locul 2 ca număr de solicitări este județul Cluj. Prima cerere pe care am primit-o a fost imediat după miezul nopții, pe data de 1 aprilie. A fost o cerere din județul Galați pentru o întreprindere familială. Trebuie să vă spun că avem o comunicare constantă cu directorii Agențiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, atât doamna ministru, cât și eu, cât și doamna director general Corcheș de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Chiar ieri am avut o ultimă videoconferință cu directorii Agențiilor Județene, în care am lămurit unele aspecte în legătură cu aplicarea Ordonanței 30 și Ordonanței 32. Vreau să profit de această ocazie să le mulțumesc tuturor angajaților, tuturor colegilor noștri din Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială care duc la bun sfârșit această provocare pe care au primit-o cu aceeași dăruire cu care își duc activitatea mai departe în fiecare zi. Este o provocare pentru că aceste agenții gestionează plata a 14 beneficii sociale în România. Această activitate pe care o desfășurau până acum nu se oprește, ea continuă. Pe lângă ea au primit această provocare și duc la bun sfârșit, am această convingere, fiecare parte, fiecare element din această misiune pe care o au. Trebuie să vă spun că facem toate demersurile ca plățile beneficiilor sociale despre care vă vorbeam, de la alocații, indemnizații de creștere a copilului și până la ajutoare sociale, toate aceste plăți, facem toate eforturile să le plătim cât mai repede, poate chiar înainte de termenul prevăzut, poate chiar înainte de sărbători. În fiecare zi, doamna ministru și echipa de la Ministerul Muncii și conducătorii agențiilor județene sunt dedicați să facă aceste lucruri, să facă toate aceste demersuri ca plățile să ajungă la oameni cât mai repede, pentru că toată lumea în această perioadă are nevoie de ele. Trebuie să vă spun, vreau să fac o precizare și să insist pe ideea pe care doamna ministru a promovat-o, și anume aceea că aceste măsuri se adresează oamenilor care au cea mai mare nevoie de ele, care au reală nevoie de ele. Se adresează oamenilor care la începutul acestei crize, la începutul acestei epidemii, se aflau în plină activitate, iar efectele epidemiei i-au adus în situația de a-și întrerupe activitatea. Ne adresăm cu sinceritate acestor oameni, aceste măsuri să nu aveți nicio îndoială, sunt niște măsuri sincere și așteptăm ca oamenii să vină cu sinceritate și fără nicio reținere spre noi pentru a apela la sprijinul guvernului Orban și la măsurile pe care le-am implementat. Aș vrea să mai fac o precizare pentru că am primit foarte multe întrebări pe acest subiect în legătură cu persoanele fizice autorizate. Trebuie să fac precizarea că plățile se fac în contul persoanelor fizice autorizate, din motivul că acest sprijin, această măsură de sprijin este adresată
persoanelor fizice autorizate. Tocmai de aceea nu se poate face o plată din bugetul de stat pentru un sprijin acordat persoanei fizice autorizate. Această plată nu se poate face într-un cont personal. Vreau să vă spun că și să vă asigur că în fiecare zi căutăm soluții și așteptăm feedback-ul de la cetățeni. În fiecare zi suntem atenți la feedback-ul de la cetățeni și ne adaptăm mesajelor transmise de dumneavoastră. Vă dau garanția Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială că vom acționa rapid și eficient, că vom prelucra cererile cu cea mai mare rapiditate, iar primele plăți vor veni cât mai curând posibil, sperăm chiar la începutul săptămânii viitoare. Vă mulțumesc și asigur cetățenii și beneficiarii care se adresează Agențiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială că suntem acolo pentru ei, în fiecare oră, în fiecare zi, pentru a răspunde solicitărilor lor și pentru a veni în sprijinul lor cu tot ceea ce poate guvernul Orban să ofere în acest sprijin. Vă mulțumesc! Bună ziua! Și la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, începând cu data de 1 aprilie dimineața, la prima oră, am primit solicitări pentru plata șomajului tehnic. Până azi au fost depuse peste 25.000 de cereri pentru aproximativ 240.000 de salariați, de angajați. Iar din domeniile care se evidențiază pentru care au fost depuse aceste cereri sunt industria prelucrătoare și Horeca. Dintre toate județele țării, județul Cluj a avut o frecvență foarte mare a depunerii acestor solicitări. Cele mai multe solicitări sunt depuse în județul Cluj pentru peste 30.000 de salariați. Și aș dori să vă subliniez câteva aspecte după ce am analizat în aceste două zile documentele care au fost depuse. Din procesarea acestora au reieșit câteva aspecte pe care aș dori să vi le comunic. Calculul pentru suma solicitată de multe ori este greșit. Se solicită mai mult decât un calcul care este făcut conform ordonanței de urgență 30 și ordonanței de urgență 32. Iar această greșeală pleacă de la faptul că calculul se face nu de la data suspendării contractului, ci de la data de 16 martie, chiar dacă contractul nu a fost suspendat, iar solicitarea indemnizației se face pentru o lună întreagă, deși plata trebuie făcută la 1 aprilie pentru luna martie, deci este o fracție dintr-un salariu, nu un salariu întreg. Sunt angajatori care solicită fonduri pentru salariații care nu au încă contractul de muncă suspendat. Iar pe această cale îndemn toți angajatorii să se preocupe în mod direct de verificarea contractelor dacă au fost notificate în revisal. Pe durata procesării, toată durata procesării acestor documente ține și de corectitudinea datelor și motiv pentru care subliniez că în momentul în care datele sunt completate incorrect, procesarea datelor se face mai greu, iar plata se va face cu prioritate pentru cei care depun documentele în conformitate cu ordonanța 30 și ordonanța 32. Pentru a depune mult mai ușor în formatul electronic, Guvernul României a pus la dispoziție prin Agenția de Digitalizare a României o platformă care se numește aici.gov.ro, iar acolo se pot depune documentele, se pot descărca fișierele pentru a fi depuse documentele într-un format care să ușureze munca și calculul angajatorilor pentru sumele prevăzute. Totodată, stăm la dispoziția angajatorilor, dar și a angajaților, cu un call center care este funcțional încă de săptămâna trecută, pentru a ajuta să depună aceste solicitări în mod corect la Agențiile Județene pentru Ocuparea
forței de muncă în format electronic. În încheiere, doresc să transmit tuturor beneficiarilor, și angajatori, dar și angajați, că AJOFM-urile lucrează la capacitate maximă pentru ca plățile să fie efectuate în cel mai scurt timp cu putință. Vă mulțumesc! Bună ziua, vă spun și eu. Numele meu este Tudor Polac, sunt secretar de stat în Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Doamnelor și domnilor, epidemia de COVID-19 nu numai că afectează modul în care fiecare dintre noi trăim, ci are și un efect major asupra economiei României și mai ales asupra pieței muncii. Trebuie să vă spun că astăzi sunt 884.349 de contracte suspendate. Acești 884.349 de oameni, prin ordonanța 30 a Guvernului României, pot beneficia și vor beneficia de o indemnizație asimilată șomajului tehnic, prin care Guvernul se asigură că fiecare dintre acești cetățeni va beneficia de resurse financiare în niște vremuri atât de tulburi cum sunt cele în care trăim astăzi. Mai departe, trebuie să vă spun că în ultimele zile am primit din ce în ce mai multe petiții prin care suntem sesizați că există anumiți angajatori în România care suspendă contractele de muncă pentru a putea beneficia de aceste indemnizații prevăzute prin Ordonanța 30, iar în același timp cheamă angajații la muncă. Trebuie să vă spun foarte clar că acesta este un abuz. Ministerul Muncii și Protecției Sociale se va uita foarte atent. Deja astăzi am solicitat o situație a petițiilor înregistrate la Inspecția Muncii din luna martie. Sunt aproximativ 3250 de petiții înregistrate în luna martie și vom începe să le revizuim și noi și să vedem unde s-au efectuat controle, unde nu s-au efectuat. Și mai departe de atât, din discuțiile pe care le-am avut chiar astăzi cu doamna ministru Violeta Alexandru, ne gândim că credem că există o oportunitate pentru mărirea cuantumului amenzilor pentru munca nedeclarată pe perioada stării de urgență. Aceste lucruri sunt încă la stadiu de discuție. În schimb, ce trebuie să vă spun este că este inadmisibil ca cineva, fie el angajat, angajator sau orice altă formă de activitate există, să beneficieze într-un fel sau în altul de pe urma stării de urgență. Vă mulțumesc! Mulțumesc colegilor mei, vă spuneam că acest tip de informări vor fi făcute periodic pentru ca beneficiarii măsurilor puse la dispoziție de guvernul Ludovic Orban să se adapteze funcție de semnalele pe care le tragem cu privire la necesitatea corectitudinii informațiilor din cererile depuse. Respectiv, facem aceste informări pentru cei care acum pregătesc documentele, astfel încât să poată fi depuse pentru a doua perioadă acoperită de decretul domnului președinte. Așa cum vă amintiți, sunt două perioade care vor fi acoperite de fondurile guvernamentale. Prima perioadă, pe care o procesăm chiar în acest moment, la început de aprilie, este perioada aferentă zilelor de la 16 martie până la 31 martie. A doua solicitare se va face la începutul lunii mai, pentru perioada 1-16 aprilie. În măsura în care lucrurile vor evolua, respectiv situația va impune emiterea la unui nou decret, în mod evident ne vom adapta în consecință. Insist pe final cu mulțumiri către toți cei care ne-au trimis mesaje în această perioadă. Sunt mesajele unor oameni care ne solicită sprijin punctual și de aceea contez mult pe autoritățile locale să se implice în aceeași măsură pentru preluarea problemelor care țin de comunitate, dar sunt și mesaje care ne solicită clarificări, respectiv completări ale actelor normative pentru a fi aplicabilă în mod uniform legislația în vigoare. Le-am primit pe toate, le citim pe toate, le punem în categoria de tip de intervenție pe care suntem chemați să o luăm, așa încât, dacă se va impune, vom completa cadrul legal în consecință pentru alte categorii, pentru alte tipuri de probleme care ne sunt semnalate. Dacă sunt probleme care țin de competențele pe care le am în a gestiona acest lucru, vă asigur că sunt aici în prima linie pentru a lua toate deciziile care se impun, inclusiv prin
mesaje publice pe care le voi transmite sau la nevoie prin ordin de ministru, așa cum mi se permite conform legii. Contează foarte mult toate semnalele pe care le primim. Nu întâmplător, secretarul de stat Tudor Polac a transmis acest mesaj de atenție pe care o avem pentru angajatorii care, din diferite motive, găsesc să abuzeze în sensul de a opri activitatea fără o discuție prealabilă, fără a pregăti angajatul pentru situația pe care o are. Subliniez faptul că nu judec niciun angajator, înțeleg foarte bine situația prin care trecem, dar trebuie să știe toți angajatorii noștri că există drepturi pe care le au angajații și că trebuie să țină cont de ele într-o situație delicată și până la urmă să rămână oameni. Nici lor nu le este ușor, dar nici angajaților lor nu le este deloc ușor și trebuie să fim cu toții solidari în această perioadă. Nu neglijăm nici semnalele pe care le primim cu privire la eventuala posibilitate în care, deși se solicită fonduri guvernamentale, angajatului îi se cere să presteze anumite activități separat de fondurile guvernamentale. Eu vreau să fim corecți și noi și dumneavoastră. În acest moment trăim o perioadă în care, dacă ne mințim reciproc, ne facem rău ca țară și ne facem rău pentru toate resursele pe care le putem canaliza către cei care sunt la limită în acest moment și care au serioasă nevoie. Nu în ultimul rând, vă reamintesc alte decizii pe care le-am luat în ședința de guvern de aseară. Am solicitat guvernului și am primit sprijinul necesar pentru completarea actelor normative, astfel încât pe perioada vacanței școlare, respectiv pe perioada în care creșele sunt închise, părinții care astăzi nu mai au nici spații tip after school în care să direcționeze copiii așa cum o făceau într-o perioadă de vacanță obișnuită, respectiv nu au posibilitatea, din motive lesne de înțeles care țin de siguranța bunicilor, să ducă copiii către aceștia pentru a fi supravegheați, îngrijiți în perioada vacanței. Am solicitat, vă spuneam, și guvernul a fost de acord, ca și pe perioada vacanței școlare, având în vedere situația în care ne aflăm, părintele care supraveghează copilul să poată rămâne acasă cu fondurile de sprijin acordate de angajator într-o primă etapă și ulterior decontate de către stat. Toate acele situații pe care le-am documentat și care mi-au fost transmise prin mesaje privind părinte care se afla în concediu de creștere a copilului, au fost și ele abordate cu seriozitate, astfel încât vă reamintesc faptul că în situația în care concediul de creștere a copilului se întrerupe exact în această perioadă, guvernul a decis prelungirea automată a acestui concediu pe perioada stării de urgență. În fine, subliniez faptul că ne-am sesizat și cu privire la situația delicată a celor care s-au întors la serviciu, dar care au găsit o societate aflată într-o serioasă problemă de disponibil financiar, astfel încât am decis ca pe perioada de 90 de zile să acordăm în continuare stimulentul de inserție pentru aceste persoane. Guvernul este aici. Suntem aici în contact cu dumneavoastră. Nu încetați să ne transmiteți mesajele dumneavoastră. Pregătim alături de ceilalți membri ai cabinetului alte tipuri de sprijin pentru toți cei care au nevoie. Contez mult pe autoritățile locale să-și exercite rolul pe care l-au atât în temeiul legii, dar și să-și mobilizeze toate echipele pentru a fi cu adevărat în comunitate, în sprijinul celor care se confruntă cu serioase probleme. Este un efort pe care trebuie să-l facem toți. Guvernul, în primul rând, autoritățile locale, în primul rând, angajatorii, angajații, trebuie să-l facem toți, pentru că doar împreună vom reuși să depășim această perioadă. Mulțumesc foarte mult angajatorilor care m-au sunat și care mi-au spus următorul lucru. Doamna ministru, puteam să cer și eu fonduri guvernamentale, suspendând contractele pentru angajații mei, dar știu că este o perioadă grea
Știu că resursele publice sunt limitate și înțeleg să fac eforturi supraomenești în continuare pentru a putea acoperi salariile, iar dacă situația o va impune, o să apelez și eu la prevederile din Codul Muncii privind posibilitatea de suspendare, respectiv de trimitere în șomaj tehnic cu 75% din câștigul persoanei, pentru că știu că aveți nevoie să direcționați acești bani către alte entități care nu pot face ceea ce eu pot face. Le mulțumesc frumos! Pentru toți acești oameni, mulțumirile mele ale echipei pe care o coordonez, ale guvernului Orban. Vom trece împreună prin această perioadă, prin solidaritate și responsabilitate, prin grijă față de cei care nu au altă posibilitate și contează pe un sprijin de la noi. Îl vom da cu promptitudine și cu empatie pentru toate problemele pe care le au. Vom ține legătura și voi avea periodic și eu și colegii mei informări cu privire la situațiile pe care le gestionăm în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și la nivelul instituțiilor din coordonare, și eu vreau să adresez mulțumiri echipelor celor trei entități care sunt astăzi 100% mobilizate pentru a răspunde acestei provocări pe care o avem, și anume să facem ca resursa guvernamentală să ajungă cât mai repede către cetățenii în nevoie. Mă refer la echipele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și pentru angajații ITM. Parte din angajații ITM vor lucra începând cu săptămâna viitoare în completarea echipelor AGOFM și AGPIS pentru a procesa informațiile cât mai repede. Trimiteți informații corecte, trimiteți informații din care să rezulte că activitatea dumneavoastră a fost suspendată, a fost întreruptă ca urmare a deciziilor autorităților, respectiv a fost afectată în criza generată de epidemia de coronavirus. Cu cât informațiile sunt corecte și trebuie să fie 100% corecte, cu atât mai repede ajung resursele la dumneavoastră, iar aceia care aveți angajați ajung la angajații dumneavoastră. Mulțumesc frumos tuturor celor care ne sprijină în acest demers și suntem receptivi la toate semnalele pe care le primim. Alte măsuri de sprijin pentru angajatorii români sunt puse la dispoziție de colegii mei, Ministrul Finanțelor Publice Florin Câțu și Ministrul Economiei Virgil Popescu. Urmăriți informările colegilor mei cu privire la măsurile de sprijin puse la dispoziție de guvernul Orban pentru companii, pentru firme, pentru cei care trec printr-o situație dificilă, nu au resurse să acceseze, dar își pot desfășura în continuare activitatea și implicit pot asigura salarii. Toate aceste informări vin de la o echipă care se pune în slujba cetățenilor și în curând se vor vedea și primele efecte. Suntem mobilizați pentru acest lucru. Vă mulțumesc, sper că v-am regăsit sănătoși, vă rog să aveți grijă de dumneavoastră, iar noi vă vom ține la curent și vom fi aici ca să muncim exact în perioada în care aveți nevoie, cea mai mare nevoie de noi. Vă mulțumesc și vă doresc o zi liniștită.